Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile vor fi mai mari decât cele obișnuite în următoarele două săptămâni, iar apoi vor fi apropiate de cele normale. În săptămâna 25 martie, 1 aprilie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice și nordvestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordvestice, nordice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. În săptămâna 1-8 aprilie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 8-15 aprilie, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile. În săptămâna 15-22 aprilie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar local în regiunile centrale și estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.